Salutare, oameni buni! Am gândit podcastul Acasă la Măruță, de data asta, să răspundă celor care îl urmăresc. Tocmai de aceea, doctorul Marius Sava este alături de noi, pentru că astăzi este un podcast altfel. Prima întrebare. De unde l-ai mai găsit mă, măruță și pe doctorul ăsta? Am să începem în forță. Băi, Cătălin, îmi spun și eu aceeași întrebare. Unde mai găsit, măi? Mai găsit ca absolvent de facultate, ca absolvent de rezidențiat, ca medic specialist pneumolog în cabinetul meu. Atenție mare, aș vrea să se înțeleagă lumea că podcastul ăsta este un pic altfel decât celelalte podcasturi în care încercăm să facem și haz de necaz, pentru că sunt foarte mulți oameni care au dat mesaje și au spus, băi, m-am lăsat de fumat datorită doctorului. Ți-am trimis și videurile, le-am și postat pe Instagram. Dar sunt și oameni care sunt în felul următor. Mai lasă-mă, cu doctor, în pace. Bunica mi-a fumat până la 85 de ani și n-a pățit absolut nim nimic, uite, nici infart, nici vreo boală de uh, vase, de sânge și are 87 de ani și încă mai fumează te las, eu acum ce vrei să fac? nu este, adică nu pot. Să știți că în, în viața mea eu am de-a face cu foarte mulți fumători și eu înțeleg foarte bine viciul acesta. Dacă tu vrei să fumezi, eu nu am ce să-ți fac, să știi că o să te îngrijești și pe tine ca fumător, la fel cum îngrijești și pe un nefumător. Pe de altă parte, să folosești injurii, să folosești lucrurile acestea la adresa unui om care îți vrea binele, că eu nu, eu nu câștig absolut nimic. Marș, mă, bunicul a fumat, de, a fumat 60 de ani și a murit la 82 de ani de bătrânețe. Ești praf. Da. spui tu să mă las de fumat. Uite, te-ai gândit vreodată dacă nu fuma, dacă trăia 100 de ani. Cineva zicea cu fast food-ul ăsta. Da. Că, domne, acum ce vreți să mutăm fast food-ul ăsta tot pe centură? Lângă păcănele? <laughs> Interziceți fast food-ul? Sunt țări care au interzis fast food-urile. Da. Țările nordice, care au și supraviețuirea destul de, destul de mare, au interzis fast food-urile pentru că și-au dat seama că sunt foarte nocive. Ce am inventat noi fasting-ul? Băi, băieți, băi, vedeți-vă de treaba voastră, fasting e de foarte mult timp. Toată lumea e nebunită acum, acum cu Fax, fa, cu, cu fasting-ul, nu mai vorbiți despre nimic altceva. Postul nu l-am inventat noi. Postul este inventat de foarte mult timp, până și a, a, a Platon ținea post. Dar știi că m-am întâlnit cu oameni care au fost în cabinetul tău și au zis că ești un tip foarte miștoș, că ești foarte empatic? Știi că asta este și cea mai mare frica mea? Să nu devin la un moment dat un medic care nu mai sunt uman. Să mă dezumanizez. Cea mai mare frică pe care o am profesional. Încă o dată, ești stăpânul propriului tău corp faci absolut ce dorești și eu ca medic, eu ca medic, responsabilitatea mea este să te tratez oricare ar fi fost alegerea ta care te-a adus acolo. 90% din bolile pe care le avem sunt cauzate de alegerile noastre. Te afectează mesajele astea care sunt un pic câteodată critice sau câteodată jignesc și câteodată n-au niciun sens? Te deranjează? Sincer. spun foarte sincer, nu. Deloc. Deloc? Deloc nu mă deranjează. De ce? Nu știi de ce? Pentru că eu nu cred că oamenii nu cred neapărat într-o răutate viscerală la oamenilor. Adică nu cred că asta vine din interiorul lor. Pur și simplu sunt oameni care sunt nefericiți. Acasă, pizza, pizza Cât poate să fie omul ăsta de bun? podcast cu cei mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e, e senzațional. La podcastul acasă la Măruț. Știi ce zic? Aplauze, Salutare oameni buni, am gândit podcastul acasă la Măruță de data asta să răspundă celor care îl urmăresc. Tocmai de aceea, doctorul Mariu Sava este alături de noi, pentru că astăzi este un podcast altfel în care vom încerca să răspundem la diferite comentarii și în același timp să tragem diferite concluzii. Corect, doctore? Sunt de acord cu tine, Cătălin. Perfect. Prima întrebare. De unde l-ai mai găsit, mămăruță, și pe doctorul ăsta? A <laughs> să începem în forță. Măi, Cătălin, îmi spun și eu aceeași întrebare. Unde mai găsit, măi? Nu știu, eu am auzit niște lucruri interesante despre tine, dar spune-le oamenilor de unde ai tu pala patalamaua aia la mână. Deci eu sunt absolvent al Facultății de Medicină, sunt licențiat în Medicină Generală. Da. Apoi am făcut o rezidențiat în pneumologie. După ce am făcut rezidențiat în pneumologie, am urmat un examen de pneumologie de specialitate, care a fost un real succes pentru că am avut cea mai mare notă. Deci, doctorul Marius Sava, oameni buni, se descrie și de practic se prezintă în fața noastră. Apoi, în timpul rezidențiatului, mi-a luat o specializare, se numește Explorări funcționale Respiratorii, adică știu să interpretez funcția pulmonară a fiecărui om. Și apoi mi-am făcut încă o supra-specializare care se numește Patologia Somnului sau Somnologie. Dar toate sunt achiziționate în mod corect prin efectuarea câte unei facultăți și uh, cu examene foarte grele la sfârșit. Deci dacă acolo mai găsi mai găsi ca absolvent de facultate, ca absolvent de rezidențiat, ca medic specialist pneumolog în cabinetul meu. Iar omul, să știți că a fost și cadrul didactic, că ai și predat doctorat. Am fost asistent universitar, am predat un an, am sunt uh, înscris la un doctorat pe care l-am întrerupt din motive etice, că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Da? Deci potențialul este imens, am scăzut eu așa că sunt destul de căpost, recunosc, dar, pe de altă parte, nimeni nu poate să-mi ia această slujbă de medic. Sunt medic. Deci, omul este medic oameni buni și vrem să răspundem și la comentariile, de exemplu, despre uh, tutun. Atenție mare, aș vrea să se înțeleagă lumea că podcastul ăsta este un pic altfel decât celelalte podcasturi în care încercăm să facem și haz de necas, pentru că sunt foarte mulți oameni care au dat mesaje și au spus, băi, m-am lăsat de fumat datorită doctorului, ți-am trimis și videourile, le-am și postat pe Instagram. Uh, oameni care au zis că uh, aveam nevoie de un impuls ca să renunț. Dar sunt și oameni care zic în felul următor: Mai lasă-mă cu doctor, îmi pace, bunica mea a fumat până la 85 de ani și n-a pățit absolut nim nimic. Ui, nici infart, nici vreo boală de vase, de sânge și are 87 de ani și încă mai fumează. Și mă doare în pâlă. Da, deci a, înce a început cu mai, mai lasă-mă dracu, nu? Da, da. Te las eu, cum vrei să fac? <laughs> nu este, adică nu pot. Să știți că în, în viața mea eu am de-a face cu foarte mulți fumători și eu înțeleg foarte bine viciul acesta. Iar în momentul în care eu spun cuiva, măi, uite, nu este bine să fumezi, nu este cu statul de obligativitate. Eu pur și simplu este o recomandare. Din punctul meu de vedere, nu este bine să fumezi. Dacă tu vrei să fumezi, eu nu am ce să-ți fac. Să știi că o să te îngrijești și pe tine ca fumător, la fel cum îngrijești și pe un nefumător. Înțeleg nivelul de viciu, înțeleg nivelul de dependență, pe de altă parte să folosești injurii, să folosești lucrurile acestea la adresa unui om care îți vrea binele, că eu nu, eu nu câștig absolut nimic. Ești că nu un mai fumez. Doctor, stai că povestim și la celelalte mesaje. Da, da. Pove așa, așa, că dacă zici, vrei să fumezi, fumează. Eu, n -am eu citesc bine. fix mesajele pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că aceste mesaje sunt luate și de pe TikTok, și de pe uh, Facebook, și de pe YouTube, de pe toate platformele unde puteți să ne găsiți uh, și încercăm, uh, practic, asta să facem, cum ziceam, în perioada sărbătorilor, să vă spunem că românii sunt mai buni, oamenii au sufletul deschis, să dai seama dacă astea sunt comentariile pe care le găsim în perioada sărbătorilor, cum e că nu sunt sărbători? Poate pe interiorul lor, undeva adânc, adânc, ascuns, este și o, o vărâmă mică de bunătate. Este undeva acolo care așteaptă să înflorească. Iată, ai dreptate. Da. Marș, mă! Bunicul a fumat, de, a fumat 60 de ani și a murit la 82 de ani de bătrânețe. Ești praf! Da. Îți spui tu să mă las de fumat. Da. <laughs> bă, băiatule, e foarte foarte bă, interesant băiatule, cum începe marș, mă. mă. Uite, eu o să răspund și bă. eu să știi că dacă la un moment dat o să pățești ceva, eu o să te îngrijez cu toată dragostea și pe tine și mă bucur foarte tare că bunicul tău a trăit așa de mult, chiar dacă a fumat, Doamne ajută, să știi că marea majoritatea fumătorilor, marea majoritatea fumătorilor trăiesc liniștiți fumând. Dar 30% se îmbolnăvesc. Deci cei la 70% poate să fumeze, dar ți asum riscul acesta? Aici ai 30% șanse să pățiești ceva grav. De fapt, despre asta este vorba. Statistic, din punct de vedere medical, 30% este enorm. Enorm este. Și de fapt, asta am vrut să spun. Acum, dacă tu vrei să fumezi și bunicul s-a prăpădit bătrân, da, uite, te-ai gândit vreodată dacă nu fuma, dacă trăia 100 de ani? Că asta este o întrebare. Dacă cum marș, mă, asta este iar un, un și... exemplu de bunătate și acuma, acum cred că mai e încă ceva, că bunicul fuma în vârful munților, de exemplu și bunicul meu a fumat, dar aerul de acolo nu era la fel de poluat ca aerul ăsta din oraș, care de fapt este un, cum să zicem, încă un impediment este foarte un mare. Poluarea este un factor care devine din ce în ce mai periculos și este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății și noi care trăim în București, de exemplu, suntem expuși. Poluare, de ce? grav? Ce rău de tot? Păi, tu ieși noaptea și uită-te din mijlocul Bucureștiului la cer. Am înțeles că este și lumina, dar uită-te dacă se văd stelele. O să vezi că este un smog în aer și nu se văd stelele. Pentru că este o poluare foarte semnificativă, foarte importantă, deși poluare. Și mai, mai e o întrebare. Bunicul ce făcea de dimineață până seara? Să de la Muncea tată. Adică își punea pe munca? Ce mânca? Se ducea și își cumpăra tot felul de nenorociri, mânca zahăr toată ziua, de dimineață până seara? Ce făcea? Nu, muncea, făcea efort. Asta a ajutat foarte mult. Așa că fumatul acolo a trecut în plan secund, într-adevăr. Dar omul făcea ceva. Noi stăm în pat și fumăm. E o problemă ce Dumnezeu... Multe mesaje au fost fix în zona asta, în la fumat. Foarte multe, la fumat. Multe. Da. La fumat. Da. Deci la fumat ne-au bombardat. De ce? de ce? Pentru că în momentul în care te legi de cel mai prețuit lucru de către un om, în momentul ăla în el se activează o reacție în aceasta care este violentă câteodată. E ca și când te-ai luat de iubita unui băiat. Da, dar tu, de fapt, îi spui: Băi, omule, eu trag un semnal de alarmă, ai grijă că s-ar putea să-ți facă foarte rău chestia asta. Dacă nu, dar ce-aș putea Fumatul... să câștig eu? Ce-aș putea să câștig eu din faptul că eu zic: Băi, nu e bine să fumezi? Adică. Și Vrei... cine? Cine pe pământul ăsta să gândește că dacă intră ceva în plămânul tău, altceva în afară de aer, este sănătos? Doctore, aș vrea să recunoști. Da. Măruță, ești ok? Faci campanie mascată pro-țigări electronice. Da. Era o țigară. Ce facem? Fumăm electronice? Da. Eu nu știu că voi asta vreți să spuneți, de fapt? Da. E un mesaj de la un user care. Am observat că majoritatea mesajelor, de foarte multe ori, au uh, chestia asta, dar e clasică. Deja toată lumea știe. O floare, o, o icoană, un câmp, uh, o pagină frumoasă la poza de o profil, pisică. o pisică, o pisică, da? da? Sau uh, au user îți făcute special pentru a comenta. Lumea zice că, domne, voi faceți acum, vă luați de țigări, că de fapt faceți campanie la țigările electronice. Noi, dacă vrei, facem la un moment dat un podcast despre țigările electronice și despre vapat, ca să vezi acolo în jurături originale. Pentru că acolo o să fie mult mai rău. De ce? sunt uh, mai mulți da, sau sunt mai tineri? Care... Sunt mai tineri, sunt mai vioi, sunt cu o potențial mai mare de răutate mm. și, asta, și nu, încă nu văd reacțiile adverse, nu văd complicații. Și mă uite ce bombă, să n-am nimic și tu îmi zici mie că trag de țigară electronică. E rău? Și asta, nu știu, că avem o intenție ascunsă și noi de fapt avem țigări electronice, sunt ascunse în buzunar și după ce plecăm de aici începem să le fumăm. Hai, cum ar putea cineva să se gândească la așa ceva, și care este motivul pentru care eu vin aici și promovez un stil de viață sănătos? Tu mă potențiezi pe mine să promovez un stil de viață sănătos, și de fapt eu să încep să fumez în spate, după ce e o țigară electronică. A, da A mai un mai mesaj, da? Să lasă că știu eu că doctorul ăsta al vostru nu mai fumează. Da, din, din când în când în secret crede su Doamne, ferește, Să știi că și eu am viciile mele, și viciul meu se leagă de, de mâncare, mai ales. Dar de fumat n-am fumat în viața mea. Am Niciodată? Niciodată. Am avut un singur bunic care a fumat în al doilea război mondial. A făcut trafic cu țigări chiar. A fost prins, a fost luat, a fost gata să fie și ucis acolo. Și avea mulți copii. Când s-a întors de război, cred că avea vreo 5 copii. Și când a, a mers pe drumul spre casă, din 500 de mii cât au plecat în război, s-au întors 1500. Hm. Și când s-a întors, avea pachetul de țigări, s-a oprit la un pod a fumat tot pachetul de țigări și apoi a aruncat pachetul și a zis că trebuie să mă duc la acasă la copiii mei, trebuie să muncesc pentru ei, trebuie să strâng bani pentru ei și n-a mai fumat niciodată. A fost ultima dată când a fumat o țigară, singurul bunic care a fumat. În rest, vezi că și asta este, cred că dacă părinții fumează ca turci și vezi dimineața până seara că fumează și tu ei. Vapatul ăsta e la fel de toxic și din potriva, s-ar putea să fie cu consecințe mult mai grave pentru cei care, care fumează, nu? Hai, hai să le dăm... Uh... Le spui ceva acum sau o să facem un podcast special <laughs> de vapat? Nu, nu, nu spun acum. Și de ce ca să începem în jurăturile de acum și să le terminăm atunci când o să facem despre vapat? Ok, perfect. Vapatul este la fel de nesănătos, dar nu pot să spun lucrul acesta bazat pe studii pentru că nu au apărut încă. Dar vapatul este periculos. Ai oameni care au venit la tine în cabinetul fiind medic pneumolog, și în urma unor radiografii ai văzut că vapatul ăsta le afectează plămânii? am văzut pacient în terapie intensivă din cauza vapatului. Vapatul are o substanță în interiorul dispozitivului care poate să declanșeze o reacție imună în interiorul plămânului. Plămânul crede că acea substanță îi face rău și începe să acumuleze foarte multe celule în el. Și plămânul se umple, transpiră pe interior și nu mai ai cum să respiri. Și e din cauza, se numește evali. Căutați-l dacă nu mă credeți. Evali. De, de la, de la papat. de la vapat. Să vezi în la asta, Cătălin! Este, suntem obișnuiți. Măruță, taci! De ce tot oprești pe omul ăsta și nu lasă să vorbească? Măi, eu un nebunesc când văd asta. Să spun de ce. Eu am fost la un moment dat la emisiune la tine. Da. Și era fata. Era Eva. Da. Și citeam acolo comentarii la video de la emisiune. Da. Vai, dar de ce? Cine și cum își permite fata asta să întrebe ceva? Dar nu vezi ce mică este ca venind. Măi, oameni buni eu sunt născut în generația traumatizată de câteva zicale. Nu vorbi întrebat. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Decât să spui o prostie, mai vine taci. Băi, oameni buni, dacă copiii n-au voie să întrebe, cine are voie să întrebe, mai? Copiii trebuie să lăsa să întrebe orice tâmpenie și orice prostie, să spună orice, orice curiozitate după pământul ăsta. Bun, revenim la noi. Eu, eu sunt asu. <laughs> Care te întrerup la fel de des. Calitatea unui om în fața unui, unui specialist în medicină este aceea de a ști să pună întrebări. Eu nu pot să vorbesc o oră fără să mi se pună întrebări care să-mi potențeze răspunsul. Și în momentul în care tu mă întrebi ceva, faci, nu faci nimic altceva decât să reprezinți populația care are curiozitate. Cum ar fi să nu mă întrerupi? Tu să stai, să începi să te joci la telefon? Iar mie îmi place să spun că podcasturile astea sunt niște discuții libere, nu sunt niște monologuri în care vine cineva, vorbește și tu nu îl întrerup. Dacă vrei să-l vezi pe invitatul la față în față cu mine, te uiți la podcastul ăsta. Dacă nu, îl cauți în altă parte. Nu, dar ar fi. Cât, și cât de... mă refer la alți invitați, că avem mereu chestia asta, nu știu că, bă, dacă l-ai întrerupt, bă, și omul da. la vorbește stracu de 10 minute și să mai că vrei să întreb ceva, că de fapt e un dialog, e un ping-pong. Da, crede-mă, e obositor la un moment dat. Vorbești, 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 dar mai vrei să fii întrerupt, să, să mai schimbi ideea un pic, să mai schimbi și tu ideea. Adică, cum ar fi să vorbesc, să vin să vorbesc 40 de minute, 50 de minute, aici singur, cred că aș obosi, eu aș lua. Așa că te rog să mă întrerup mai des. Perfect, așa, așa, o, să, așa o, să, fac, doctor. Eu să te întrerup mai des. Acum, haideți să să-ți mai citesc o altă întrebare. Cineva zicea cu fast food-ul ăsta. Da. Că, domne, acum ce vreți să mutăm fast food-ul ăsta tot pe centură? Lângă păcănele? <laughs> Interziceți fast food-ul? Dacă aș avea putere, l-aș interzice. N-am putere să interzic fast food-ul... Spuneți voi, există țări care au interzis fast food-ul, mai tâmpenii vorbi. Da, da, sunt țări care au interzis fast food da. Țările nordice, care au și supraviețuirea destul de, destul de mare, au interzis fast food pentru că și-au dat seama că sunt foarte nocive. Cum, știi cum e? Avem, noi în România avem și un fast food foarte greșit. Avem filmele astea mari care... Adică avem puișor în tot felul de uh, crustă, băgat, foarte multe sosuri și avem și vestitele șaorma. Dar șaorma, nu știu dacă ai mâncat vreodată șaorma în Turcia. Eu am mâncat. E mult fără, mult fără e sos. Fără sos mai mă, e un pic de pui condimentat, foarte bun, un pic de cartof, dacă vrei, și cam atât. Adică da, noi da, avem da. o urma în care foarte multe sosuri. Avem acolo tot ce ne trebuie. Da, asta trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie evitate. Acum, într-adevăr, dacă o pe lună nu se întâmplă nimic, dar dacă tu dai exemplu la copilul tău și copilul tău o să se ducă astăzi, mâine, poi, mâine și începe să mănânce o să înceapă să facă, să aibă probleme. Așa că dacă aș putea, eu le aș interzice, dar nu am puterea aceasta. Dar aceste fast food-uri, spui că în țările nordice sunt oarecum izolate, nu? Sunt, nu sunt, nu sunt. Nu există. Dacă te duci în Suedia la fast food, găsești, poate găsești ceva, o mâncare care se face rapid, dar nu găsești și lanțurile mari de fast food sunt interzise în mai multe țări. Nu. Am văzut că podcastul în care am vorbit la un moment dat despre somn și despre faptul că sexul înaintea somnului îți prelungește viața, băi nene, a fost ridicat în slăbi a fost ridicat în steve. Pe TikTok, momentel are peste 2 milioane și jumătate de, da. Da, de, vizualizări, peste 100 de mii de aprecieri, ceea ce înseamnă că, uite, am câștigat simpatia oamenilor. Asta da, e seama ce câți copii o să se nască peste vreo, peste vreo 9 luni, datorită nouă. Măi, este așa, studiul care, pe care eu l-am citat, a fost făcut, nu a fost făcut în viața reală, adică nu s-a urmărit viața unor oameni care au făcut sex de cinci ori pe, pe, pe lună toată viața, pe săptămână toată viața. Ci pur și simplu au fost oameni care sunt foarte activi sexual luați. Li s-a măsurat capacitatea lor de de fapt niște parametri din sânge s-au măsurat și au văzut că le scade cortizolul și le cresc neurotransmițătorii. Asta este un semn că o, să crească, că o să trăiască mult și mai sunt și oamenii care sunt octogenari, cei care trăiesc 80-90 de ani, care au avut o viață sexuală foarte activă. Deci viața sexuală activă te ajută, indiferent de Fără... vârstă, nu? Pără mă rog, după ce ai ajuns la uh, zi, uh, după ce ai trecut de cât? De 18-20 de ani, nu? După 18 ani, da. Deci te ajută. Te ajută. Este. Acum nici nu trebuie să exagerezi sau, doamne ferește, să începi să tragi de soție sau să faci asta. Trebuie să fii acolo pe care... A mai fost un mesaj și a zis, doctore, dar dacă eu sunt singur, dar totuși am grijă de mine în zi. Măi, este... <laughs> tu parcă l-ai găsit undeva, nu? Unde mă? Da, cred că ți l-am trimis pe undeva, da. nu mai știu. Da, 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 da. da. Să știi că uh, nu avem același beneficiu, dar avem un beneficiu. Așa că dați drumul la treabă, <laughs> ce să spun acum. <laughs> Mai lăsați America și puneți mâna pe carte sau duceți-vă la muncă. Nu mai porcării din vest ne spuneți aici. Despre colesterol, despre tutun, despre fast food. Păi cum da. așa? Astea sunt bune. Da. Știi ce e interesant? Că oamenii au impresia Păcum, că noi nu muncim. Din vest, adică... oamenii, oamenii au impresia că noi nu muncim, să știi noi venim aici, bă, stau acolo la vrăjeală, asta da. fac acolo, după aceea se duc acasă, se culcă și începe să, așa, din când în când le mai pică câte un milion de euro pe dreapta și pe stânga. Da, exact. Oameni, bă, dacă veniți o dată cu mine să vedeți cât muncesc, <laughs> cu asta duceți-vă la muncă. Adică am zile în care muncesc 14 ore neîntrerupt și tu ai și mai mult câteodată când munce. Noi știm că este asta la emisiunea și că mulți oameni mai zic nouă, vă uiteți acolo, desca două, 2-3 da. ore și gata. Ciuc a privit un mesaj genial no, și să ne spui cum munca cum a fost, Giucă? Ai mesajul ăla de la doamna. L-am că... întrebat o dată pe Ciucă dacă vii... O glumă, la final de emisiune. Ce faci, Ciucă? Vii și mâine? Și a dat-o doamnă mesaj și a zis... Păi prost ar fi să nu vină, că are căldură și u ce mânca. Unde serviciu. Ai un găsești... dor și tu în spate, acolo, unde după... Unde mă găsește aia? el așa servici? Vine, stă Bă. două ore de geaba. Oamenii habar n-au că... Că, că el vine de la 8 dimineața și că montează materiale da, și că stă că mult produce în... produce o emisiune zilnic e foarte greu. Că ai ajuns acolo așa de ușor. Da. Că au găsit undeva, unde mă, erai uite acolo și ai zis ia mi tu băiatul. Exact, hai, fix așa, așa, da. impresia așa că ai ajuns în, acolo foarte Acum noi ușor. fiind o țară de paparații și de prezentatori, că toată lumea are telefonul video și foto și video, nu, îți dai seama. E mai ușor oamenii, cred că bă, ce fac ai acolo, o mare brânză. Mâncești mult, doctore? Cât stai la spital? În fiecare zi te duci, Lunea am de la 7 dimineața până la 7 după amiaza. Marțea am de dimineață de la 7.40 până după amiaza la ora 16. Miercuri am de dimineață de la 8 până la 14.30, apoi vin la, vin la emisiune. Joia am de dimineață de la 7.30 până la ora 16, vinerea am de la 7.30 până la 15.15.30. Ideea e în felul următor, oameni buni, că doctorul Marius Sava chiar vă așteaptă și pe pagina lui de Instagram, o să găsiți detaliile în descrierea podcastului, dar știi că m-am întâlnit cu oameni care au fost în cabinetul tău și au zis că ești un tip foarte miștoși, că ești foarte empatic și m-am bucurat când am auzit treaba asta. Știi că asta este și cea mai mare frica mea, să nu devin la un moment dat un medic care nu mai sunt uman să mă dezumanizez. Cea mai mare frică pe care o am profesional. Când vorbesc cu un om, eu mă implic. Mie îmi place să rezolv lucrurile, mie îmi place să observ lucrurile dintr-o perspectivă globală, să văd tot pacientul, dar câteodată mă implic prea tare și sufăr și eu cu ei. Asta este o problemă a mea pe care o am. Pe de altă parte, este lucrul care mă face special, pentru că sunt foarte mulți medici, dar eu sunt special dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că faptul, ai suflet. Faptul că intru, intru în, în, contact cu oamenii ăștia și faptul că sunt uman cu ei. Nu o să vezi un om, nu o să mă vezi pe mine nervos în cabine niciodată, oricum nu vrea să sunt nervos, dar nu o să mă vezi supărat pe vreun pacient niciodată și credem mă că ca am pacienți care... Te scot din rău pe interior. Norocul meu este că acum porn mască, știi? Și <laughs> mă acolo mai zic, dar el nu trebuie să vadă asta. Niciun pacient nu vine la medic de plăcere. Pacientul când vine la medic, vine pentru că se simte rău și pentru pacientul acela tu ești totul. Pacientul pentru tine este al 20-lea pe care îl vezi în ziua aceea, adică aia e. Da. 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 În același timp, pacienții ăștia te și ceartă câteodată când vin acolo. Uai de... Adică ei vin și vin și cu o soluție gata, uite ce trebuie să facă, ce e mai bine, și când le spui tu cum stau lucrurile invers, de fapt se supără pe tine. Acum avem o eră în care suntem foarte bine informați și e foarte bine, și pacienții încep să-și caute pe internet ce investigații trebuie să facă. <sus> și vin la mine și îmi spun, uite, eu trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, dar trebuie recomandare de la specialist. Deci și, tu, de, de fapt, trebuie de să fii doar un purtător de semnătură. Să pun paraf acolo pe recomandare. Negociez, fac în așa fel încât să fie, să fie bine și reușesc la un moment dat să scot la un capăt cu... Dar niciodată nu cred că o să fie vreun pacient care spună, mă, doctorul ăla țipat la mine, doctorul a vorbit urât, nu m-a tratat cum trebuie, nu există așa ceva și e... E, e foarte bine. Așa trebuie să fie toți medicii și eu am încredere în generația tânără. Generația tânără de medici e o, e o generație care este un pic mai umană. Să mă ierte cei mai în vârstă, de asta Cineva spune în felul următor, tot la podcastul cu fumat am găsit, minciuni. Studiază mai bine în trecut, se fuma aproape, fuma aproape toată populația și trăiau peste 80 de ani. Deci e cineva care știe că toată populația fuma și trăiau peste 80 de ani. Eu nu vreau să-l contrazic. Eu am studiile care îl contrazic. În 1950, supraviețuirea pe Pământul acesta era, avea o, o medie de 50 de ani, supraviețuirea medie. În România era 56 de ani, în 1950. Și acum e 76 de ani. Deci, 20 de ani în 70 de ani am crescut ca supraviețuire medie. De ce? Sub nicio formă, nu, asta nu este o realitate. Asta este o realitate pe care vrem să ne impunem noi, nu, noi pentru că fumăm și ne place. Dar de, -a ce, place... de ce a crescut chestia asta, pentru că uh, pur și simplu oamenii au acces acum la ajutor medical, uh, la informație. Uh, știi, noi avem, avem chestia asta în interiorul nostru, în care spunem, domne părinții bunicii noștri trăiau sănătoși. Unii trăiau sănătoși, dar unii nu trăiau sănătoși. Au apărut antibioticele care uh, au salvat uh, oamenii de infecții. Au apărut uh, me, uh, cabinetele medicale și spitalele care sunt cu reguli de asepsie și antisepsie. Adică, în momentul când face o operație, doctorul nu mai vine cu mâinile goale. Acum 70 de ani, nu era mare nu? nu exista așa, dar nu era conceptul ăsta. Adică să-și pune ceva la gură sau să folosească. Nu era. Acolo se fierbeau. Uite, până în 1992, cred, în România, un salon de copii un salon de copii de nou născuți se uh, vaccina tot salonul cu același ac. Da, da. Se trăgea vaccinul și începea de la un pac, 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 Suntem țară endemică de hepatită cu virus hepatic B. Din cauza asta. Din cauza asta. Asta este principalul motiv. Și oamenii care au acum 27-40 de ani au foarte mulți, se estimează cândeva undeva în jur de 600 de mii de oameni cu hepatită B. Și dacă ne vaccinăm toți cu ac și dacă ne unul înainte cu hepatita B, după aia toți luau hepatita B regulile astea, asta a evoluat și au apărut niște reguli noi și ne-am dat seama de niște lucruri. Și în felul ăsta știm cum să ne protejăm. De asta supraviețuirea este mai mare în momentul de față. Și fumatul, fumatul inițial, în 1902, am citit un articol în care fumatul era recomandat pentru tuse. Omul tușea, da, două țigări ca să nu mai tușești. Pentru că nu știau. Din 1950 au început să apară studii încet, încet, încet și studiile vestice și studiile românești care ni se spune clar, domne, fumezi, ai un risc de a face boală. Nu e neapărat. Dar da, da mi-a aduc aminte că erau reclame cu doctori care făceau reclamă la țigări. Da. Și erau îmbrăcați, o... în, îmbrăcați în halat doctorii și dacă ești doctor, fumezi, nu mai știu ce... Malboro, camel, Kent, ceva. ceva. Era perfect. Și bărbăția. Sau aia, o... Kent, lung, da. Parcă aia, erau doctorii. Da, că... Asta erau tot prin anii da. Nu? Lipsa reclamelor, că acum nu mai sunt reclame, dar lipsa reclamelor nu ne fac să fumăm mai puțin. Din potrivă, suntem pe un, plan ascend, pe un trend ascendent cu fumatul. Chiar avem, avem pe țigări, scrie fumatul ucide. Nu contează. Tot asta. Și asta este o manipulare vestică. Cine -o, cine o fi hotărât să scrie că fumatul ucide, ucide pe pachetul de țigări? M-am uitat așa la toate podcasturile pe care le-am făcut anul acesta și oamenii să știi că sunt foarte încântați de prezența ta. Asta aș vrea să povestim în primul rând. Sunt foarte încântați de prezența ta. Sunt oameni care zic că și-au schimbat stilul de viață. Cu m-am întâlnit eu și mi-am spus, domne, am renunțat la țigări. Domne, am trimis video mai departe la alți oameni. Alții că au încercat cu fasting-ul și face. M-am uitat la Sava, la doctorul tău de la podcast și am văzut că nu țineam stingul cum trebuie, pentru că eu beam cafea. Adică oameni care și-au găsit tot felul de uh, lucruri în acest podcast, lucruri care să-i ajute să învețe câte ceva. Noi acum ce facem, doar ne amuzăm pe seama unor comentarii, dar în același timp încercăm practic tot să le transmitem o informație oamenilor și îmi stăteam așa să mă gândesc. Uite, am vorbit despre colesterol și cine, toate aceste podcasturi oameni buni cu doctorul Marius Sava sunt pe canalul de YouTube acasă la Măruță. Și cineva spunea, da, mă, da, doctorul Sava ne spune despre colesterol, că înainte oamenii aveau colesterolul mai mare, acum toți spuneți de colesterol pentru că au apărut pastile. Să vindeți pastile de să scadă colesterolul. Pot să răspund. Eu nu am nicio legătură cu nicio firmă farmaceutică. Adică nu mă plătește nimeni să spun. Și dacă ați observat, dacă ați, fost, ajuns. dacă, ați fost, dacă ați fost dacă ați văzut podcastul în întregime, o să vedeți că eu am recomandat schimbarea stilului de viață. Și dacă prin schimbarea stilului de viață nu merge să scazi colesterolul, atunci, da, du-te și ia medicamente. Dar încearcă să schimbi dar cum aș putea, încă o dată, cum, cum aș putea eu să câștig din urma faptului că recomand oamenilor să mănânce mai puțin, să mănânce mai puțin zahăr? Cum? Că eu sunt plătit de Ministerul Sănătății, nu, ei nu am nu nicio știu, legătură. Nu știu, doctor, nu știu, ai tu vreo combinație? S-ar putea să fie ceva secret să mă căutați la NAF acolo să vedeți câți bani mintă de la da, firmele de, de stat. De medicamente. <laughs> uh, nu? <laughs> Lumea, mă, lumea. Bun. Ai mai a vorbit, a fost podcastul cu colesterolul. Și oamenii spun că colesterolul ăsta e o legendă, ceea ce nu e adevărat, pentru că colesterolul chiar e, dacă e crescut la niște limite foarte mari, poate să-ți facă o problemă. Este dar bine. povestea colesterolului e integrală aici. Da, dar am explicat foarte bine și cei care sunt interesați să intre să se uite. Nu toți oamenii care au colesterolul mare se îmbolnăvesc, majoritatea, tot la fel, cred că nu se îmbolnăvește de la colesterol. Dar există un pericol, există un pericol mare de boală de inimă, de boală de cap, de, foarte multe probleme pe care poți să le faci din cauza colesterolului. Încă o dată, ești stăpânul propriului tău corp. Faci absolut ce dorești și eu ca medic, eu ca medic, responsabilitatea mea este să te tratez oricare ar fi fost alegerea ta care te-a adus acolo. 90% din bolile pe care le avem sunt cauzate de alegerile noastre. De misterele somnului am mai vorbit în podcast, pentru că tu ai și un, o specializare în somnologie. Da, patologia somnului, somnologie, da. Perfect. Și cineva zicea, cine mai doarme după amiază? Voi vorbiți despre somnul ăsta de după amiază, când oamenii trebuie să mai și muncească. Vezi? Da, corect. Păi da, probabil că, în, eu știu ce să zic, probabil că undeva în interiorul minții unora, cred că noi avem timp să dormim la prânz știi? Și da. ei se gândesc, ei pleacă de la emisiune, se duc, trag două ore de somn, apoi mai fac ceva, se duc în club, se distrează. Nu, no, eu nu dorm ziua, nici Cătălin cred că nu dormi ziua, cred că ultima dată a fost în clasa 12-a când ai dormit ziua, nu mai știu. Da, <laughs> da. da, dar mi-ar plăcea să mai dorm. Da, și eu aș avea nevoie. Dar sunt nicio formă, nu avem o viață din asta de oameni. <laughs> Bun din potrivă. E cineva că am 33 de ani și nu am mai dormit bine de la 21 de ani. Iau melatonină ca să dorm, nu pot să zic că am un stres sau ceva, doar creierul meu merge ca un motor diesel de camion, nu pot opri. Cea mai întâlnită cauză de insomnie, cea mai întâlnită de cauză de insomnie este fluxul de gânduri, fluxul de gânduri care nu poate fi oprit. Și știi că ți-am propus la un moment dat, este o respirație care te ajută să adori. Se numește respirația 4-8-7. Deci 4, tragi de pe nas, tragi pe nas 4 secunde. Mamă, dar pe nas tragi mai greu decât cât tragi păi, de, da, normal, că tragi pe gură, normal. e... Ca să se umfle plămânul, nu? Ți apoi 8 secunde. Și apoi 7 secunde, expiri încet pe gură. Și cât, de câte ori faci asta? Până adormi. Știi de ce? De fapt asta este ca să-ți atragă atenția de la gânduri, că doar nu are nicio eficiență. N-ai cum. Ce crezi că ți se întâmplă? Dar numai că nu te mai gândești tu. Dar păi îți dai seama până de... număr 1, 2, 3, 4, stai un pic că țin, nu mă până mai să... gândesc la probleme. Exact. A, să mă bag la numărat oile mele. Nu, oile nu funcționează. O să ajungeți să te mind. oile de... Bună. Sunt foarte mulți oameni care au probleme și cu insomnia și tocmai de aceea le recomandăm și acest podcast care e pe canalul de YouTube, Acasă la Măruță, unde puteți să-l găsiți pe doctorul Sava. Am vorbit și despre țigară, acolo au fost cele mai multe comentarii, ne-a cam în jur Da, lumea, Au La un moment dat ni s-au spus că avem relații secrete cu cei de, de vapat, cu cei cu țigări electronice, da. că promovăm lipsa de libertate, Exact. Că nu... Niște da. Nenorociți că le spunem mamilor să nu mai fumeze. Uite, eu recunosc. Păi, nene, când mă duc undeva, mă duc la prietenul meu, pe la uh, Duman, bă, are un arghilea bună. Recunosc că am fumat, m-am lăsat, tatăl meu a fumat foarte mulți ani, nu i-a făcut bine fumatul uh, și asta pot să o spun. În același timp, uh, eu mă consolam faptul că pufăiam, aveam uh, țigări slim și cea mamă pufăi și eu, uh, m-am lăsat de ele, n-am mai avut și odată la nu știu cât timp mai pufăi uh, un trabuc uh, sau în arghilea. Ciucă, de exemplu, încă nu poate să se lase de țigări. În 2024, Ciucă poate să propui asta. Păi trebuie să ne facem și planurile pentru 2024. Eu vreau, v-am zis că vreau să sun la numărul pe care l-am descoperit prin domnul doctor Sava, să da. sun la numărul de pe pachet și să văd să urmez pe ce te oprește? Dar știi că l-a descoperit prin mine, dar era acolo de... Era acolo, dar nu. Ea, nu știu, 5, 6, 7 Eu ani ignor de pozele de pe... că nu m-am uitat pe, pe pachet deloc. <laughs> Uite, sunt oameni care spun, domne, o să revăd podcasturile, îmi place mult cum vorbește domnul doctor. E un mesaj de la podcastul cu fastingu. podcastul nostru cu fastingu, doctor, ajungem pe la 120.000 de vizualizări. Dar o și aici avem ce? critici, Cătălin. Aici, de ce? Da, am inventat noi fastingu. Băi, băieți, voi băi, vedeți-vă de treaba voastră, e de foarte mult timp. Toată lumea a nebunită acum cu, fax, cu, cu fastingu, nu mai vorbiți despre nimic altceva. Postul nu l-am inventat noi. Postul este inventat de foarte mult timp, până și a, a, platon ținea post. Noi doar arătăm cum se face. Și o altă critică pe care o primim, tot la fel cu câteva înjurături că am citit acolo, e faptul, dom'le, dar cum să ții post fără cafea? Nu vedeți voi că trebuie să bei cafea, că dacă vreți să beți cafea, beți cafea, dar bezi, găsiți cafea fără calorii. Că numai numele post, post înseamnă să nu consum nimic, asta e post. Dacă este, este post cu cafea, și atunci nu este postul clasic postul negru, ce este post cu cafea. Uite, eu vreau să le spun oamenilor că în 2016 Premiul Nobel pentru Medicină a revenit unui cercetător japonez. Omul ăsta, profesor la un institut de tehnologie din Tokyo, a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină în 2016, iar el este specializat în biologia celulară. Exact. Premiul Nobel revine pentru descoperirile sale în domeniul mecanismelor autofagiei. Și omul ăsta, nu-i pun numele aici ca să nu-i pocesc, cam chestia asta să le mai păcesc numele oamenilor, a descoperit mecanismul prin care celulele își distrug și își reciclează propriul conținut, ceea ce ar putea duce la o mai bună înțelegere a unor boli, precum cancerul, Parkinson și diabetul de tip 2. Exact, autofagia care este ultimul stadiu din fasting. Omul a, a primit premiul Nobel. Pe, omul ăsta a primit premiul Nobel pentru microbiologie în 2016. E foarte ușor de, de căutat. Și de aici toată boa, nebunia asta cu fasting-ul, cu, uh, cu pauza asta calorică între mese, pentru că te ajută. Uite, și spune, la mijlocul anilor 1950, oamenii de știință observaseră un nou compartiment celular specializat, un numit Or organela, care conținea enzime ce, mă rog, îți povestește da. tot, tot, sistemul aici. Eu l-am citit, l-am citit, -am citit, am citit tot studiu și m-am informat pentru, pentru podcast atunci când, când am vorbit și, într-adevăr, este, este, extraordinar ce poate. Pe de altă parte, sunt niște contraindicații, că asta este o altă critică. Domnule, dar acolo ați vorbit despre post, dar nu cumva sunt niște contraindicații, am părut până la televizor, la știri, am zis, postul. Oh, de cap, cineva promovează postul. dar apărut postul... Să... la știri? Da, am văzut împreună. <laughs> au luat din podcast? Da. Ok. Da. Am apărut la știri. o doamne, dar poate să fie periculos. Păi, n-am spus noi în podcast asta. Am spus, domnule, oamenii care au hipertensiune arterială, care au insuficiență cardiacă, oamenii care au diabet neechilibrat, ei nu pot ține. Dar s-a luat doar o bucată. Luată din context, într-adevăr. Zice, uite, doctorul ăla, ce să nu mănânci? ce doctor este care spune să nu mănânci? Nu, domnule, dacă ai niște boli cronice, atunci trebuie să eviți să faci asta. Iar dacă urmărești podcastul ăsta cu atenție, o să observ că doctorul Marius <coughs> Savat spune, dacă ai probleme de sănătate, caută-l doctorul de familie să te sfătuiască, de mai cardiologul, mari. omul care poate să, la care te duci tu ca medic, nu? De, de medicină internă să, -ți, să te analizeze, să vadă cum, cum, trebuie să faci, nu? Păi, asta am spus, asta promovez, nu trebuie să, nu trebuie, eu sunt pneumolog, sunt medic general cu pneumologie, eu doar interpretez datele, nu o să tratez eu, trebuie să mergeți la un medic specialist dacă vreți să faceți lucrurile acestea și aveți o boală cronică. Dar sub nicio formă nu trebuie să ajungă de aici la un lucru negativ. Vai de capul meu, uite ce v-a spus doctorul ăsta, să nu cumva să mâncați. Și dacă nu mâncați, nu cumva ne îmbolnăvim. Dacă nu mâncăm 16 ore pe zi, nu ne îmbolnăvim, sigur. Asta, a zis cineva, nu știu dacă ai văzut comentariul ăsta, n-am citit toate comentariile, dar doar eu am văzut că domnul doctor seamănă cu John Travolta. băi, băi, băi băiatule, băi, 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 băi! John Travolta! Deci ia vezi Cristina sau Greta? Cum? Cristina sau Greta? <laughs> nu, nu, a cine dat comentariul? Nu, nu, Răzvan a dat. Răzbun, răzbun. Doctorul nostru, John Travolta al nostru. Da. Bun, așa. A zis cineva, stai un pic că, băi, voi vorbiți despre chestia asta. Alcoolul e un drog foarte dăunător sănătății, și voi faceți reclamă la alcool în timpul podcastului. Faptul că bem un pahar de vin, gata, reclamă la alcool și uite ce faceți. Nu. Aici e o, a, e o confuzie și e o problemă. Uh, nu o să găsești niciun doctor care să promoveze consumul de alcool regulat. Pe de altă parte, alcoolul are beneficiile lui, dar are beneficiile lui în cantitate moderată și rar. Da. Adică nu, nu văd nicio lipsă de etică în alăturarea unei sticle de vin pe care poți să o consumi într-o lună sau două luni cu un medic. Mă rog, aici înseamnă că am depășit. Limita că am consumat o sticlă de vin și pe podcast. Chiar două... Mm. <hânt> nu, Chiar vorbim. Da, da, nu am văzut asta. A, nu, era cu sele și... <laughs> no, cu podcastul. Bun. Minunat doctor, pentru că le explici oamenilor pe înțelesul lor. Cineva te întreabă despre, despre tine, doctore, dacă ești căsătorit, dacă ai copil și o le promitem oamenilor în 2024 un super podcast în care o să-l cunoașteți mai bine pe Marius Sava. Da, da, sunt căsătorit de la 25 de ani. Am și o fetiță de, de 2 ani. Am o viață bună în momentul de față. N-a fost întotdeauna așa, dar acum este o viață foarte bună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar muncesc pentru bunătatea asta. Adică nu mi s-a dat nimic gratis. Și când omul spune că n-a avut o viață bună, o să uh, vă spunem uh, podcastul în 2024, povestea doctorului Marius Saba. Este o poveste de încurajare. Este o poveste care poate să încurajeze... Pe... Cel mai sărac om și în cel mai negru scenariu care trăiește poate să fie o, o metodă de încurajare pentru acea persoană, pentru că noi folosim scuzele ca scuză situația vieții noastre și cumva ne plafonăm. Dar nu avem scuză. Trebuie să tragem tot ce putem din toate lucrurile din jurul nostru. Știi ce vreau să te întreb și vreau să, să fii sincer Te afectează mesajele astea care sunt un pic câteodată critice sau câteodată jignescă și câteodată n-au niciun sens? Te deranjează? Sincer. Să sincer. foarte sincer, nu. Deloc, deloc, deloc? nu mă deranjează. De ce? știi de ce? Pentru că eu nu cred că oamenii, nu cred neapărat într-o răutate viscerală a oamenilor. Adică nu cred că asta vine din interiorul lor. Pur și simplu sunt oameni care sunt nefericiți. Ok, omul trebuie cumva să-și manifeste nefericirea și singura modalitate în care poate să facă lucrul acesta este să-l agreseze pe cel din jurul lui. Mm -hmm. Și nu poate să agreseze un cunoscut. Și așa mai bine te agresează pe tine și pe mine. Eu cred că dacă m-aș așeza față în față cu omul acela, cred că ar fi un om bun. Dar este foarte ușor să arunci cu noroi, să arunci cu răutate în momentul în care ești separat de un telefon, de un satelit și un un telefon. Ei nu sunt oameni răi. Sunt doar oameni care au o problemă cu fericirea. Sunt nefericiți și nefericirea trebuie să o arate într-un fel. Dar chestia asta nu le face rău? Ba da! Când pui atâta ură, atâta venin, știi? Adică stai și începi să înjuri, parcă te transformă. Se vede la un moment dat când ai o supărare sau te jur cu unul în trafic, simți la un moment dat... Da, o... îți face, gândește-te că ești într-o mașină și te depășește cineva ilegal sau stai cale. Și tu începi să înjuri. Tu crezi că omul ăla te aude? Nu lasă la volan liniștit, ascultă radio, nici nu. Dacă se uite la tine, poate atunci intra. Și tu în jur și. Cui îi face rău? Sigur, sigur lui nu îi face rău. Ție îți face rău. îți, îți crește, crește cortizolul, care este hormonul stresului. Cortizol, care este hormonul stresului. scade imunitatea, nervii scade imunitatea, că îi dovedești științific, nu zic eu încă o dată. Nu-ți faci rău, cât -ți ție. Emanuel, așa și acolo. Tu dai mesaje, nu pe mine mă afectează, pe tine te afectează. Dacă vrei să înjuri, în jură. Și astea cu înjurăturile, că sunt niște înjurături foarte originale. Îmi pare rău că nu le-am găsit acum. Vrea să întrețină relații cu tot neamul meu. <laughs> dacă voi să știți că se numește necrofilie ce scrieți voi acolo. Adică de, dacă vreți treaba voastră, găsiți-i voi dezgropații, nu mă interesează pe mine. Numai că și înjurăturile astea. Eu niciodată, și crede-mă, nu, nu glumesc, nu nu m-am enervat, m-au deranjat, dar nu m-am enervat la o înjurătură. Cel puțin asta, cu întreținerea de relații sexuale cu familia. Mă, tu vrei ceva cu mama? Ia, du-te și spune ceva. Du-te și spune ceva și vezi ce zice. Așa că gura poți să zici cât te vrei și la fel cum, cu decedații din familie. tot ce ai tu cu ei? Că vrei să înjuri de ei, înjură de ei? Asta este, nu? Deci, oameni buni, hai să fim mai buni. Și acum mesaje. <laughs> Ideea e că doctorul Mariu Sava vine și în 2024 și probabil suntem în niște podcasturi super, super tari uh, și e poate un pic uh, cu mai multă dinamică. O să vedeți despre ce va fi vorba. O să-l cunoaște și mai bine pe doctor. Am vrut doar așa să intrăm acum în preajma sărbătorilor, să citim câteva comentarii și să vă spunem că toate aceste podcasturi există și că avem un grup de WhatsApp unde doctorul Mariu Sava o să intre și o să fie cu voi uh, povestindu-vă despre fasting pentru că vrem să facem toți în grup un fasting de cel puțin 48 de ore. Poate, poate începem undeva la începutul lunii ianuarie, 48 de ore măcar, în care să încercăm să nu mă... Trebuie să punem și un premiu, cine, cine, cine rezistă. Păi da, dar de unde știm? păi nu, mergem pe sinceritate. Că nu am de ce să mint. punem un premiu, facem ce... Ne cântărim. Păi da, dar nu, și toți de pe grup. Sunt până acum vreo 400 de oameni. Ne cântărim și ne luăm și glicemia. Glicemia scade, nu poți să o păcărești. Aha, deci glicemia că... scade, scade în postul intermitent, scade la minim 50-60. Adică dacă eu îți iau glicemia și văd că ai 80-90, n-ai niciun post intermitent. Ok. Ok. Bun, ideea e că oameni buni, iată, vă așteptăm aici pe uh, contul nostru de, pe grupul nostru de WhatsApp, acasă la Măruță, unde o să povestim, unde o să povestim tot felul de lucruri de la început de ianuarie. 2024 facem și Telegram. În 2024 facem și Telegram. Wow. Și păi, că mă, deci, doctore, vreau să vorbim și despre chestia asta, cât de benefice sunt toate aplicațiile astea în viața noastră, că au apărut din ce în ce mai multe. Dacă vrei să spun, este un studiu apărut acum în Statele Unite. <laughs> care? care arată că în momentul în care dai scroll, în care miști degetul da? pe telefon, ai o secreție de dopamină care este hormonul fericirii. fericirii. Problema este că le-a închis telefoanele și le-a dat telefonul cu ecranul închis și i-a pus să dea așa cu mâna pe telefon și aveau secreții de dopamină. E ca la Pavlov. <laughs> adică adică nu? că ei care nu era chiar dacă vedeai nimic. Dar pur și simplu, suntem dependenți, este, una, este un principal motiv de depresie, din păcate, în al Cred că e principalul. Oameni buni, acum pentru că suntem în preajma sărbătorilor, vă recomandăm să scrolați așa pe lingura din sufragerie, da. pe furculița de la masă, da. pe farfurie și să stați cu familia, să stați cu cei apropiați, să vă uitați unii la alții, să vă bucurați de, de viața asta, de Împreună, în familie, între este prieteni, nu? Foarte important și dacă aveți pe cineva pe care nu l-ați mai sunat de mult, și dacă sunteți certat cu cineva, puneți mâna pe telefon sunați Acum și sunați. Acum e momentul. Doctor, să ai sărbători fericite. Să ne dea Dumnezeu tuturor, pentru că ne trebuie. Podcastul acesta, să știți că va fi predat în mâinile lui Tati, part-time Alex Bogdan, care vă așteaptă în cinema alături de Eva, de uh, Eva Măruță, uite, Luca Produ, Doina Teodoru, uh, Mihaela Teleoacă, uh, foarte mulți oameni, George Ivașcu, uh, foarte mulți actori senzațional, Ștefan uh, Floraica, foarte, foarte, foarte mulți, Nelu Cortea, în uh, filmul uh, din uh, ianuarie, din 2 ianuarie, Tati, part-time, uh, în toate cinematografele din România. Merge să vedeți o super comedie, o să vă distrație, Maxim, iar Alex Bogdan va prelua podcasturile. Știu că. Uh, cu parentingul nou, cu parentingul vechi, nici nu știu ce să zic. Nu-l las. Tu nu vii, dar eu, eu o să fiu aici. Deci tu vii, da? Probabil. Bine. Oameni buni, în perioada asta puteți să comandați și la Bringo, puteți să folosiți aplicația, să știți că livratorii vin, bucurați-vă, stați cu familia, aveți livratorii care, uite, ei munce săraci și nu stau cu familia să vă aducă dumneavoastră tot ce aveți nevoie acasă. Voi rezultați telefoanele deoparte și doar urmăriți cei care sunt la masa voastră, ce reacție au, ce mai zic, îi cunoașteți mai bine, vedeți cum au mai crescut, nu? Este, este timpul pentru familie. E timpul pentru familie, numai bine!